Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Aș avea o rugăminte la dumneavoastră. Am o problemă cu afenele. Da, spuneți. Stare multe și n-au frunză. Stare multe fructe? Fructe. N-ați avut nicio problemă acolo? Frunze nu prea au? Sau ce? Au frunză, dar unele tufe parcă rămân fără frunză, dar nu toate. Și-ați frumoasă că le-am pus de la sol. Vârfurile nu sunt înnegrite la unii lăstari? Nu. Unele sunt câteva galbene, așa galbui. Așa. Să încercați dumneavoastră să faceți un tratament, deci un produs foarte bun pentru așa ceva, este produsul Universalis. Da. Împreună cu un fertilizant foliar. Și dați dumneavoastră la foliplant. Foliplantul folosesc oricum. Cum? Poliplantul folosesc oricum. Așa, dați foliplant la fiecare tratament să se dezvolte, pentru că de regulă afinul la începutul perioadei de vegetație face foarte, foarte puține frunze. M-am speriat că are ceva boală. Nu. Dacă ar fi fost înnegrite vârfurile la lăstari, atunci era vorba despre fomopsis. Este o ciupercă care de regulă se instalează și vine pe lăstar în jos până la prima frunză, după care acolo se oprește infecția. Am vrut să vă întreb, am pus de două ori geliasol. Mai trebuie? O dată pe lună trebuie dat în perioada asta când dau ăsta, să mențineți aciditatea solului. Le aveți în pământ sau le aveți în ghivece? Avem și în ghivece și în pământ. Dați-le în continuare geliasol, pentru că mai ales la alea care sunt în ghivece, hrana-i puțin acolo. Și la zmeura aia ce miroasă urât, cloșnița aia. Așa, da. Ce trebuie să-i dau? Deci acolo puteți să folosiți dumneavoastră un insecticid acaricid, Vertabu sau Vertimecu. Aha, no, vă mulțumesc tare. Cu mare drag. Multă sănătate.